Salutare tuturor, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un clip mult mai special decât clipurile pe care le făceam în mod normal. Ei bine, cred că v-ați dat seama din titlu, din thumbnail și din ceea ce vedeți chiar acum în fața voastră. Ei bine, acum foarte mult timp, să zic că 5-6 luni, eu ajutam foarte mulți YouTuber prin promovări la începutul episoadelor mele și m-am gândit să redeschid această ofertă, să o numim, și bineînțeles, poate nu știați de ce eu am încetat să mai fac promovări acum mult timp. Foarte mulți se dădeau drept mine pentru că eu atunci preluam acei bani de la voi pentru promovări prin Skype. Și dacă scriai de link pe Skype erau foarte mulți, așa că acum pentru a mări, să zic așa, securitatea și pentru a fi sigur că eu sunt cel cu care vorbiți, am creat un site. Cred că vedeți aici sus că mă aflu pe www.alexandrulinsatudor.ro. Este numele meu, n-am avut o idee mai inspirată de atât. Am văzut că domeniul era liber și m-am gândit că oportunitatea asta mă va ajuta pe mine. Așadar și prin urmare, cum vedeți și voi în fața voastră, pentru o promovare, hai să ies eu de pe Steam ca să nu ne mai bruieze pe aici, pentru o promovare puteți dona aproape prin orice metodă, prin SMS, Vodafone, Telecom, Orange, prin PayPal sau Paysafe, care cred că o să fie cel mai accesibil pentru voi, pentru că dacă vrei să donezi prin Paysafe, care pur și simplu te duci la Mega Image sau la un PayPoint, la Zebra Pay și iei acolo un Paysafe card pentru a dona. Mă rog, pentru a plăti pentru promovare. Numai că nu o să fac promovare oricui, adică nu o să fac promovare canalelor care nu îndeplinesc niște cerințe minime și nu au un conținut destul de profesionist. Adică cineva care are, nu știu, zic, poate să aibă, nu știu, 100 de abonați, 10 abonați, nu mă interesează numărul abonaților, dar să aibă acolo clipuri de calitate, să nu aibă un microfon care bâzâie sau să nu se miște în poze Minecraft-ul sau ceea ce joacă ei, și na, trebuie să fie un canal cât de cât ok din punctul ăsta de vedere, iar poate acum foarte mulți dintre voi așteaptă să spun prețul pentru a primi o astfel de promovare. Ei bine, înainte de asta vreau să vă spun că dacă veți intra pe acest site, pe mine mă veți găsi în fiecare seară de la ora 18 până la ora 21, adică de la ora 6 până la 9, eu voi fi pe acest site și uite, și spune aici, vrei promovare? Clic aici, dai click și pur și simplu, da, boss, vreau promovare, cum procedez, gen, da, enter și aia e, nu e mai complex de atât, e ca pe Facebook, ca și când vorbești cu cineva, numai că vorbești cu mine și nu are cum să fie altă persoană pe site-ul ăsta, numai eu sunt, nu puteți să vă primiți seapă sau ceva de genul, deci totul este super, super ok din acest punct de vedere, și repet, în fiecare seară, numai seara o să fiu pe acest site, de la 6 până la 9 eu o să fiu aici, nu intrați mai devreme, nu intrați mai târziu pentru că nu mă veți mai găsi, am și eu un program destul de ocupat și nu mă pot pune aici pe site oricând să fiu online și să pot să vorbesc cu voi pentru promovări, și prețul într-adevăr este unul cam mare pentru că nu vreau să fac 1000 de promovări, vreau să fac promovare doar celor care, nu știu, zic, au un conținut bun și dacă aș fi pus o promovare la 5 euro, sigur s-ar fi vândut ca pâinea caldă și n-ar mai fi fost ceva mai select. Așa, dacă pun o promovare la 20 de euro, deci promovarea costă 20 de euro prin orice metodă, să spun așa, nu cred că își permite orice copilaș mic care vrea să facă și el YouTube și nu are un conținut foarte bun să primească promovare. Eu zic că este mai bine din punctul ăsta de vedere. Deci, fără alte cuvinte, fără alte comentarii, eu vă aștept dacă vreți să vă cumpărați o promovare pentru canalele voastre, o să fie pur și simplu la începutul clipului de GTA, de Minecraft, de Sims, de Need for Speed, acolo 20 de secunde, mă rog, mai mult de fapt, cred că un minut, două, cam așa o să dureze, în care eu spun câteva cuvinte despre canalul vostru, recomand abonaților mei să intre la voi și cred că este cel mai ok din punctul ăsta de vedere. Eu sper să fiți de acord și îmi doresc să ajut și eu cât mai mulți potențiali YouTuberi pe viitor. Eu am fost The Link, vă mulțumesc super mult de vizionare și ne revedem mâine la ora 8 dimineața cu un nou clip. Ciao!